La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, încă de la jumătatea lunii martie și până în prezent, au trecut peste 2500 de pacienți COVID-19. Rata de vindecare este de 80%, iar mortalitatea a atins 5%. La infecțioase ajung pacienți în stare gravă atât din Iași, cât și din alte județe ale Moldovei. Însă, din cauza numărului insuficient de locuri la ATI, transferurile sunt făcute cu mult discernământ.